Mă numesc Mircea Железный, agronom șef SRL de Militarec, satul Larga, raionul Briceni. 37 de ani când ne ocupăm cu agricultura. Cu compania Syngenta colaborăm din 2005. Noi suntem specializați din cultură de câmp porumb și floarea soarelui. De obicei folosim anume hibrizi de la Syngenta. În anul de față avem însămânțat cu hibridul de floarea soarelui Neostar 150 de hectare. Acum ne aflăm pe un câmp care este în fază de recoltare, semănat cu hibridul Neostar. Acest hibrid noi îl cultivăm pentru prima dată, adică el este și mai nou. După caracteristicile sale, el e mai potrivit pentru zona noastră. Hibridul dat a fost semănat în primele zile a lunii aprilie, în condiții de lipsă de umiditate. După semănat au fost unele precipitații care au dat posibilitatea ca cultura să se dezvolte. Unicul lucru care a influențat negativ a fost temperaturile foarte ridicate din luna iunie-iulie. Pentru condițiile anului de față, care se caracterizează prin mai multe, atât și lipsă de umiditate, cât și înghețuri la jumătate de luna mai, mai târziu lipsă de umiditate. Totuși, hibridul dat s-a arătat ca un hibrid care poate de-l folosit în anume în condiții aeriene. Rezultatele ne satisfac și eu socot că acest hibrid o să-l folosim și pe viitor și îl recomand și la alte gospodării care cultivă această cultură.